Bună ziua, sunt Catiușa Ivanov, bine ați venit la interviurile Hot News. Alături de noi în studio se află astăzi doamna primar Clotilde Armand, primarul sectorului 1. Bine ați venit, doamna primar. Bine v-am găsit. Sunteți urmărită penal în dosarul în care Agenția de Integritate v-a acuzat de incompatibilitate pentru că ați fi fost remunerată ilegal cu 2500 de euro într-un proiect european în care ați implementat măsuri de anticorupție la primăria sectorului 1. Ironic să zicem așa. Ați spus că au fost schimbați 3 procurori până au găsit pe cineva care să semneze actele de acuzare. CSM v-a acuzat că ați încălcat independența judecătorilor. Povestiți-ne un pic cum ați ajuns în această situație și ce motive aveți să credeți că sunteți nedreptățită. Da, e vorba într-adevăr de un proiect european finalizat cu succes. De fapt, suntem prima primărie care a primit certificarea ISO antimită. Și e un proiect de care aveam nevoie. Mi se reproșează că nu aveam voie să mă desemnez. Bine, sunt niște detalii. Trebuia viceprimarul să semneze pentru în calitate asta? De... eu spun că e total legal ce am făcut și nu spun doar eu. Spun toți juriștii cu care am vorbit. Spune și directorul juridic, și juristul, și secretarul general al primăriei, și prefectul, și Ministerul Fondurilor Europene. Adică eu abia aștept să fiu trimis în judecată ca să pot, ca să fie dreptatea făcută. Au fost 4 procurori, nu trei, dar 4 procurori în total, câteva săptămâni, până au găsit, până au promovat un procuror din provincie, care, în sfârșit, a doua zi după ce mi-am lansat campania, m-a trecut din suspect un inculpat fără niciun fel de dovadă. Da? Martorii care au fost chemați, vreau să spun, în paranteză, nu au fost înregistrat nici audio, nici video, dar avocatul meu, avocații mei erau prezenți, toți martorii au spus, toți, da? De la prefectură, de la primărie, toți au spus că ce am semnat este legal. Și atunci, fără niciun fel de dovadă, se numește un abuz, m-au trecut din suspect un inculpat. Cine are interese să facă asta? Eu sunt în opoziție. Sunt în opoziție față de un sistem atât puternic în România. Sunt în opoziție față de un consiliu local care are o majoritate PSD, PNL, exact cum este un guvern, exact cum este în toate instituțiile din România. Acum mi-am lansat candidatura pentru al doilea mandat și voi câștiga. Miza este, de fapt, nu la mine, miza este la Consiliul Local, dar să am o majoritate în Consiliul Local. Aici este miza, pentru că sunt multe proiecte, adică multe, majoritatea proiectelor pe care le avem așteaptă votul în Consiliul Local. Avem un miliard de lei care așteaptă să fie cheltuiți pe aceste proiecte, da? Pentru că primăria acum este extrem, are niște finanțe extrem de sănătoase. Și atunci miza este mare. Da? Miza este... primăria sectorului 1, toate aceste proiecte, acest miliard care așteaptă și faptul că vom câștiga aceste alegeri. În ce condiții dumneavoastră n-ați putea să candidați la sectorul 1 pentru a doilea mandat? Nu există această posibilitate. Juridic vorbind. Juridic vorbind, nu există această posibilitate. Ce se întâmplă acum este un spectacol, da? Mediatic. Evident că nu sună bine. Televiziunile care sunt cumpărate de bani publici, care au fost până acum recent, 3 ani, cumpărate și de banii primăriei și sunt foarte supărate că banii aceștia nu mai vin. Acești mass media rulează non-stop faptul că, uitați, toți politicienii sunt la fel. E nu. Politicienii, oamenii politici, nu sunt tot la fel. Eu vă garantez un lucru. Dosarele acestea sunt niște dosare penibile, a? Și dosarul către Micușor Dan, primarul general, și dosarul acesta cu ani cu o sumă totală, într-un an de zile, da? De 2500 de euro, care nici măcar, adică sunt fonduri europene și
nu sunt fondul, adică nu, nu așa se pune problema, dar este, cum am spus, un dosar penibil, da? Ceilalți primari o serie sunt și ei, și lor le s-a făcut dosare. Eu vă garantez un lucru. Suntem, dacă există un membru USR, un primar USR, care ar fi furat, eu, cu colegii mei, a doua zile dăm afară. Nu e vorba aici de a fura, nu e vorba de aici de a face abuzuri, e vorba de dosare penibile. Doamna primar, într-o școală din sectorul pe care îl conduceți, un copil a fost violat de două ori în toaleta școlii. Ce s-a întâmplat acolo? În primul rând, nu... Evident că e o problemă de agresiune, dar faptele nu s-au stabilit. Adică este un curs, ancheta este un curs. Nu putem să acuzăm niște copii de 11 ani, 12 ani. Adică trebuie să fim atenți cum ne exprimăm. Atunci este... e vorba de un copil de 9 ani, care ar fi agresat și este foarte oribil, de alți doi copii, da? De 11 și 12 ani, ceva de genul acesta. Da, este o dramă pentru toate familiile implicate. În această școală, școală Titulescu, lucrurile adică nu sunt probleme majore, nu sunt incidente majore de securitate, nu au fost menționate. Aici, într-adevăr, DGASPC a intervenit imediat când a fost sesizat și a făcut treaba. Dar problema e că prima dată n-a fost sesizat. Eu nu... trebuie să vedeți rolul primăriei. Rolul primăriei este de a asigura partea de clădiri. Noi venim în sprijinul inspectoratului, în sprijinul Ministerului Educației, în sprijinul școlii, când e vorba de tot ce este logistic. În mod normal, nu avem voie să intervenim când e vorba de personalul școlii. Personalul școlii este pe organigrama școlii care este și sunt aceste persoane sunt plătite de inspectorat. Nu este rolul nostru. Noi intervenim și facem foarte mult și acum continuăm să facem foarte mult, dar este ceva care e o excepție, pentru că primăria sectorului este bogată. În alte comune, în alte orașe, primăria nu păi, a avut pază suficientă acea școală sau nu a avut pază suficientă? Atunci, pentru că discuția a fost în jurul acestui subiect, am văzut foarte mult în... Da și nu, adică oamenii care înțeleg ce se întâmplă își dau seama imediat când e vorba de pază. Paza are un rol stabilit de lege. Rolul pazei este de a preveni ca un terț să intre în școală. Școala are paza 24 de ore pentru că are și un bazin și evident vrem să prevenim orice problemă cu acest bazin, că nu vrem ca cineva să aibă un accident. Paza este stabilită nu de un primar sau de un funcționar public, este un studiu de risc care este făcut de un expert, care este validat de Poliția Națională, validat de ISU. Acest studiu de risc identifică toate incidentele de securitate care s-au întâmplat în 3 ani înainte de studiu, pentru că acest studiu e valabil 3 ani, și identifică toate ieșirile, da, din școală și trebuie un pasnic între stradă, ca să spun așa, și curtea școlii. Și aici, acolo, este un paznic care este atent și este misiunea lui să nu intre niciun terț. Între elevi, în curtea de recreație, în WC, în rolurile școlii, procedurile prevăd un cadru didactic de serviciu, unul în exterior, unul în interior. El, cadrul didactic, cunoaște elevii, el are o pregătire pentru a putea să se adreseze copiilor, să se adreseze copiii. Și avem consilierii psihologici ai școlii. Consilierii psihologici sunt aici pentru a preveni abuzurile, problemele. Ei au o
cum am spus, competențele, pregătirea necesară pentru a adresa acest tip de problemă. Consiliere sunt 1 la 400 sau la 600 de elevi, sunt un organigrama școlii și sunt plătiți de inspectorat. Noi ce facem? Și am identificat problema asta înainte de drama de la școala Titulescu. Noi avem deja un proiect pe care l-am conceput, care este un dezbatere, încă un dezbatere publică, unde venim cu mai mulți psihologi, venim cu mai mulți consilieri psihologici pentru a putea rezolva aceste probleme. Probleme de bullying, de agresiune. Era pe partea de bullying, da. Și asta va fi, adică am reușit să găsim o cale prin care este legal să venim noi cu aceste resurse umane calificate în plus, chiar dacă avem deja psihologi și legea deja prevede aceste servicii plătite de inspectorat. Dumneavoastră spuneți că era responsabilitatea conducerii școlii ceea ce s-a întâmplat în interiorul școlii. Da, întrebarea este, cine numește directorul unei școli? Pentru că, din păcate, din ce știu eu, această funcție a fost extrem de politizată în ultimii ani, tocmai pentru ca anumite grupuri de interese să aibă acces la felul cum se consumă, cum se fac achizițiile din bugetul școlii respective. Sunt multe aspecte în ce spuneți. În primul rând, da, este inspectoratul școlar care numește directorii școlii. Nu este ceva nou. Faptul că școlile sunt politizate este un lucru pe care știm cu toții de mult. Este un lucru rău. Eu am fost șocată totuși cum acel director, din informațiile care au apărut public, da, nu știu, eu nu am acces la dosarul de anchetă, cum a putut să ascundă așa ceva? Pentru mine a fost șocant această informație. Nu cred că a vrut să ascundă, dar acum facem telejustiție, știți? Probabil că nu i s-a părut că e ceva serios. În orice caz, cum am spus, rolul lui, bineînțeles, este să imediat să apeleze la specialiști, da? Consilieri psihologici, DGASPC. Până la urmă, cazul a ajuns la DGASPC și dacă ne uităm cum a procedat DGASPC, cum am spus, au acționat în mod absolut ireproșabil. Vorbeați de directorii... Da, dar cum să numiți directorii? Asta da. Aș vrea să știu conducerea școlii. Da. Școala este condusă de un consiliu de administrație, da? În care sunt reprezentanți părinții și eu insist foarte mult ca părinții să aibă un rol activ acolo, adică să spună ce nu merge în școală, ce ar dori, da? E foarte important acest lucru. Sunt reprezentanți și profesorii, și conducerea școlii, și consiliul local și eu am un reprezentant acolo care în general tot timpul este minoritar, dar are și el o valoare adăugată. Acest Consiliu de Administrație este într-adevăr cel care face achizițiile, pentru că vorbiți de achiziții în școli. Dar este ceva nou, ca să spun așa. Până acum, în mandatul precedent, era o direcție... Se făceau centralizate achizițiile. Aceste achizițiile erau centralizate. Când faci achiziții pentru 100 de școli, da? Înseamnă licitații extrem de mari, achiziții gigantice care durează un an și mai mult și de fapt banii care erau alocați școlilor ajungeau la direcția școlilor și nu prea ajungeau la școală. Da? Am schimbat complet, am descentralizat acest bottleneck care era administrația școlilor și nu era doar un bottleneck, era și mulți bani se transformau și în diamante, ca să spun așa, dar am desfințat-o, da? Și acum banii se duc direct de la primărie către școli. Școlile sunt cele care își cunosc nevoile. E un administrator acolo care se duce pe SEAP. Acolo pe SEAP, în catalogul electronic, identifică hârtie igienică, marker, mobilier, material informatic, material de laborator, toate reparațiile de care are nevoie, face achizițiile direct și își renovează școală și își dotează școală cu tot ce are nevoie. În sectorul 1, nu mai avem fond de clasă, hârtiile ar trebui
să aibă toate și așa este, hârtie igienică, marker, nu mai depinde școală de absolut nimeni, de niciun funcționar, trebuie doar de Consiliul Administrației să valideze bugetul, primăria nu refuză nicio cerere, școlile au tot ce toate nevoile lor sunt îndeplinite dacă aceste școli se ocupă să le achiziționeze. Da? Dintr-o singură echipă, cu un om de la Direcția de Învățământ, am ajuns la 100 de echipe care fac achiziții publice și așa am reușit să investim, am reușit să cheltuim de 3 ori mai mulți bani decât pe mandatele precedente și școlile noastre arată acum foarte bine, depindem de echipa de conducere. Dar unde avem o echipă de conducere și părinții care se implică, școlile arată absolut extraordinar. Sunt mulți locuitori în sectorul 1 care acuză că nu ați făcut mare lucru în cei 3 ani de mandat, în afară de scandal. Ce le răspundeți oamenilor aceștia? Le răspund că trebuie să se uite un pic mai puțin la televiziunile plătite de sistem, de bani publici și care asta fac, ne denigrează și nu vor să observe ceea ce este evident. Da? Am spus stop risipei banului public, am spus bine, stop. Asta nu vrea să vede pe stradă. Se vede pe stradă pentru că în primul rând avem un aer mult mai puțin poluat și să știți că o treime din sectorul 1 simte asta. Avem o firmă de salubritate care răspunde la comenzile noastre și nu face doar ce își dorește. Avem școli care sunt total echipate, cum am spus în vreme. La fel cu spitalele, am descentralizat, am reușit să investim sute de milioane în spitale când înainte nici măcar, adică anul cel de glorie al echipei PSD-iste a fost 8 milioane în spitale. Noi suntem la 140, da? Adică spitalele sunt mai renovate, sunt mai bune. Toate aceste lucruri se văd dacă vrei să le vezi. Atunci am spus stop risipei, cum am spus, adică primăria avea datorii mari. Știți, la un moment dat, datoriile trebuie plătite. Da? Acum, în sectorul 1, suntem la fără datorii și avem chiar un excedent. Bun. Am spus stop corupției. Eu nu cred că există cineva care poate să spună că acum la primărie obține ceva cu șpagă. Nu mai există așa ceva. Am spus tot, corupție, autorizații de construire, autorizații de funcționare, tot toate procesele unde este implicată primărie se fac în mod corect, legal și fără discriminare și fără privilegii. Și am schimbat profund modul de a gestiona banului public. Faptul că pentru investiții de care avem nevoie am fost blocați constant de majoritatea din Consiliul Local, care este și majoritatea din guvern, da? PSD, PNL, arată pur și simplu ce știu ei să facă. În momentul în care cineva este nu este gata să facă combinații. În momentul în care ceva este corect și gândește pentru cetățeni, este blocat. Dar am reușit chiar cu aceste blocaje să asfaltăm în mod real, corect, nu așa cu un strat care e pus peste alte straturi. Da? Am reușit în mod legal să asfaltăm și să refacem toată structura la peste 30 de străzi și avem 150 care așteaptă. Am reușit să cadastrăm acest domeniu public care nu era cadastrat, este scandalos, oamenii nu-și dau seama. Ei n-ar dormi bine dacă în casa lor, apartamentul lor, ar ști că nu e cadastrat, pentru că s-ar putea trezi că cineva l-a cadastrat în numele lui și nu mai este al lor. Exact asta s-a întâmplat pe domeniul public sectorul 1. Și am reușit să cadastrăm cartiere întregi, spațiile verzi, promenada ce verde. Ce înseamnă pe înțelesul omului că l-ați cadastrat? Faptul că l-am cadastrat înseamnă că nu mai poate un terț, o persoană privată, o societate, să spună că este al lui cu niște hârtii sau decizii judecătorești mai puțin reale, știți? Este
domeniul public în mod oficial. Nu este un teren abandonat de care, pe care spunem că de fapt este terenul public. Toate străzile din sectorul 1 nu erau cadastrate. Putea cineva să spună de fapt e terenul meu și uitați, am și niște acte și l-am și cadastrat. E foarte greu după ce este cadastrat să faci să te întorci și să spui că de fapt e domeniul public. Foarte, foarte dificil, de fapt aproape imposibil. Totuși, există percepția asta că cel puțin eu am văzut zeci, sute de videouri pe Facebook că sectorul este mai murdar, că spațiile verzi sunt mai prost îngrijite. Oamenii spun, dom'le, primăria nu-și face treaba, arată sectorul 1 mai prost decât înainte? Adică de ce oamenii au percepția asta? Eu cred că cei care au percepția asta sunt și victimele manipulării care funcționează. Să știți că manipularea funcționează. S-a creat un stereotip pentru că, într-adevăr, a fost o perioadă în care gunoiul asta pe stradă. Unde a nu fost, putem nega unde, acest de lucru. De fapt, gunoiul abandonat. Da? Gunoiul, perioada în care Romprestul nu ridica gunoiul. Eu la asta era, ridica gunoiul din tomberoane, nu ridica tomberul, gunoiul abandonat. Da? Da, a fost o perioadă dificilă pe care am, care a durat 2 săptămâni, o lună pe care am... De la 2 săptămâni până la, a spune asta pe 3 ani, e un lucru... Așa cum spun, s-a creat un stereotip, dar dacă ne uităm, sectorul 1 este curat. Da? Deci sectorul 1 arată mai bine acum, după 3 ani de mandat, după 3 ani cu dumneavoastră, da, la conducerea lui, decât arăta pe vremea foștilor primari, Chiriman, Tudorache. Da, sectorul arată mai bine decât arăta înainte. Este un sector mult mai puțin poluat, unde se face colectarea selectivă la blocuri, la case sunt încă niște țoase unde nu se face, dar de la 0 am trecut la aproape 80% de colectare selectivă. Această colectare selectivă ajungem la un indicator de 70% care este reciclat. Cum am spus, aerul este mai puțin poluat. Adică gropile de gunoi din sectorul 1 sunt închise. Avem anumite dificultăți pe spații verzi pentru că majoritatea din Consiliul Local care votează bugetul în mod sistematic ia bugetul de la spații verzi și pune la alocă la companiile pe care le stăpânesc și unde au toate aceste sinecure de partid. Da? Dacă pe mandatul precedent se cheltuia 250 de milioane de lei pe spații verzi, noi am avut de 3 ori mai puțin bani pentru a face o muncă cel puțin la fel de bună. La ora actuală avem același pericol pe spații verzi. Spațiile verzi a fost o luptă, pentru că strategia majorității, adică PSD-PNL, a fost să îmi lase cu 0 bani pe aceste spații verzi. Și așa au făcut acum. Bine, acum, da? Că și de la străzi v-au mai tăiat. De la străzi, ce au făcut este că n-au votat investițiile, au tăiat reparațiile, aveți dreptate, dar noi ne bazăm pe investiții reale, unde se reface tot stratul ca să doreze 50. Și acolo nu votează, da, nu votează străzile. Străzile pe care am reușit să le trecem e pentru că era prea vizibil, erau de pământ și totuși să blochezi o stradă de pământ nu se poate. Toate străzile care totuși sunt, au grop, trebuie refăcute, da? Nu le blochează. La ora actuală, da? Situația de acum, în ziua de astăzi, este una dificilă, pentru că au votat un buget ilegal, așa spune și... Spuneați că nu mai puteți plăti cablul la primărie și internetul. Au scos toți banii de la funcționarea primăriei și de la spații verzi. Da? Adică, la ora actuală, nu pot să mă ocup de spații verzi. De fapt, din 1 aprilie, o să închidem și locurile de joacă. Pentru că nu, în acest capitol nu a rămas nimic. Deci nu s-a rezolvat problema. Nu s-a rezolvat problema. Am venit deja de 5 sau 6 ori cu o rectificare bugetară care ar îndrepta bugetul ca să devină legal și tot nu votează.
Da, în primărie nu mai avem lifturi, nu mai avem curățenie, nu mai avem pază, avem electricitate pentru că ne-am rugat de cel care ne prestează. Îi spuneam că consilierii din opoziție spuneau că totuși ați avea bani până prin mai-iunie să plătiți utilitățile. Ei sunt, un plus de ticăloși, sunt extrem de incompetenți și tratează subiectul cu o neseriozitate care este absolut uimitoare, pentru că e vorba de servicii publici. Da? Oamenii și au o zi liberă ca să vină la primărie să-și rezolve anumite probleme și dacă vor găsi acolo un funcționar public care nu mai are acces la internet și nu poate să le rezolve, nu va fi ok. Adică este o bătaie de joc față de cetățeni. Nu e adevărat. Nu mai sunt bani deloc. Suntem în incapacitate de... Adică nu e o incapacitate reală, pentru că avem un miliard și ceva care așteaptă. Da? Este o incapacitate indusă de acest buget votat în mod neserios, care a scos banii de unde avem nevoie de bani. Dar de ce se închideți locurile de joacă de la 1 pentru aprilie? Că în același capitol unde am spațiile verzi, am și întreținere locurilor de joacă, în acest capitol. Da? Capitol bugetar, scuze. Da. Vorbesc de capitolul bugetar. Și acolo, ce nu puteți să faceți? Acolo au lăsat 20 de milioane din 250, cât era pe mandatele precedente, da? Bun. Cu 20 de milioane am plătit facturile din decembrie. Știți că n-am mai putut, da? Cum ordonanța Ciolacu care a vrut să păcălească Europa, că de fapt nu avem un deficit abisal și n-am mai putut să plătim nicio factură anul trecut. Da? Aceste facturi de anul trecut au venit la un moment dat și în ianuarie le-am plătit. După ce am plătit aceste facturi, am lansat comanzile pentru ianuarie și februarie și acum am ajuns să nu mai putem să prestăm nici niște servicii de bază, cum este întreținerea locurilor de joacă. O să punem... De ce le faceți la locurile de joacă? Le spălați? Locurile de joacă au niște mecanisme, aceste echipamente, da, care sunt verificate constant și în momentul în care se desface ceva sau s-a rupt o piesă, vine imediat o echipă care repară, dar cu piesele care aparțin de firma care ne-a pus echipamentul, adică nu se fac improvizații și aceste servicii care sunt nu numai non-stop, dar și cu niște piese de schimb care sunt certificate, adică totul este profesionist. Da? Și dacă nu putem să asigurăm un serviciu profesionist, eu ca primar nu îmi voi asuma că o să am noroc și nu se va rupe jocul respectiv. Și chiar dacă nu are uleiul sau... Adică evident că unii ar putea spune, ok, faceți o improvizație cu personalul de la DP și puneți acolo un șurub care va funcționa. Nu facem asta. Dacă nu este... dacă nu sunt întreținute și reparate în mod profesionist, le închidem. Spuneți-mi scurt 5 lucruri pe care dumneavoastră le-ați făcut în acest mandat și care au schimbat fața sectorului sau au adus un mare plus în sectorul 1? Ba, le-am spus, sunt toate investițiile în școli și să știți că este o revoluție. Cât ați investit în școli? În școli, în fiecare an, avem un buget de peste jumătate de miliard, peste 500 de milioane de lei. Atunci, aceste investiții sunt nu numai pe partea de reparații, de dotare, de investiții, de extensie. Am extins 10 școli și avem școli noi. E prima dată acest lucru. Avem școli noi pe care le facem. Școală Greenfield, școală de la Henri Coandă. Care bine, dar acestea n-au început. L-ați făcut pașii premergători, adică studiile. Știți, de... oamenii spun așa că uitați, după 3 ani acum veniți ca și arătați niște studii. Da, sincer. Nu sunt niște studii. Nu. În momentul în care avem autorizația de construire și avem un contract, e făcut aproape deja, da? Eu cunosc autorizația acest lucru. Și contractul de execuție. Pentru om că ați făcut ceva, înseamnă că n-ați terminat proiectul. Sau măcar să fie în lucru. Este imposibil, dar mai ales în alte țări, nici în Occident, în 3 ani să faci
se rezolvă partea juridică pentru a obține terenul, se face studiile premergătoare, da? Se face apoi studii de fezabilitate, se obții votul în Consiliul Local, se face licitația mare, și pentru celelalte e nevoie de licitație, dar licitația mare de proiectare, execuție, se obții autorizația de construire și totul între ani. Este cine reușește, și am reușit un anumit aspect, este un miracol, să știți. Școlile noi pe care le facem, școala Greenfield, eu sper că într-o lună utilajele care vor să începe șantierul. Vor începe, da, pentru că... Dar alte școli, adică vorbeați de niște extensii, ați putea să-mi spuneți? Da, este extensia de la Ion Helia de Rădulescu. Este gata? Este o școală foarte mare. La fel, adică acum obținem autorizația de construire, avem contractul semnat și vor începe lucrările imediat. Am finalizat extensia de la 179, extensia de la școală Herestrău, extensia de la Tonița, extensia de la George Enescu la Școală Regală. Știți că acolo... Deci acestea sunt gata. Astea sunt făcute. Da? Avem un curs extensia de la Școală 6. Bun. Ok. Deci unul, investițiile în școală. Investițiile în școală. Investițiile în școală au ajuns și la elevi, pentru că avem bursele cele mai mari din țară. Știți? Și elevii au cu ce să își cumpere tot ce au nevoie, de la cărți la echipament de sport. Da? Adică e foarte important să știm că și elevii beneficiază direct de acest efort. Okay? Atunci, școlile, spitalele. Cât ați investit în spitale? Și concret, dacă ne puteți spune câteva investiții. Da, e un, doar un aparat tremene costă 23 de milioane de lei. Da? Și sunt cele patru spitale care, în mod tradițional, sunt susținute de sectorul 1 pentru utilități, dar nu numai. Da? Grigorescu, Florească, Spitalul de Arș și Spitalul de Oftalmologie, de Urgență de Oftalmologie. Dar acum am elargit, da? Și asta este un prima dată. Avem acum, cred că, 8 spitale care beneficiază de ajutorul nostru, care include, de exemplu, și centrul Aslan, care este în spatele primăriei. Cam câți bani ați? Anul trecut au fost alocate 140 de milioane de lei. Ei n-au putut să cheltuiască toți banii pentru că a venit ordonanța Ciolacu, dar banii au rămas alocați și atunci achizițiile sunt în curs și se finalizează. Știți că administrația publică depinde dacă ai credit bugetar, dacă ai posibilitatea de a investi și apoi lansezi licitația și... Okay. Trei. Atunci, apoi sunt străzile. Da? Este câte cel străzi? Mai program, avem ce se numește ordin de începere. De fapt, ce am făcut? Am făcut un contract cadru imens, a durat un an și ceva să-l facem, pentru toate străzile din sectorul 1. Și acum că avem acest contract cadru pe patru loturi, orice stradă trebuie doar să dăm ordin de începere și acest contract cadru include cadastrarea, studiul de fezabilitate, proiectarea, execuția și imobilier urban. Da? În mijlocul acestui proces este un vot în Consiliul Local. Și atunci, cum vă spuneam, avem 100, aproape 200 de străzi pentru care am dat ordin de începere, care sunt în diferite situații. Și avem pe un site care explică pentru fiecare locuitor care este cât situația. Cât ați terminat? Am terminat 30, care sunt asfaltate, recepționate, finalizate și... de la zero. Da? Trei străzile, mai departe. Avem străzi blocate în Consiliul Local, sunt cred că 50, da? Trebuie doar un vot ca să mergem mai departe și să începem... Puteți începe lucrurile de reabilitare. Da, pentru că contractele sunt deja semnate. Avem un constructor. Să știți că e mare lucru asta, faptul că avem contractul semnat, că în general aici sunt problemele. Bun, atunci străzile. Apoi avem partea de cadastru care ne-a permis peste tot să recâștigăm domeniul public. Da? E vorba și de promenada verde. Da? Oamenii nu aveam acces la promenada verde. Acum am făcut aceste accese. Suntem un... Revenim un pic mai târziu la o întrebare separată pentru promenada verde. Okay. Și cinci? Avem teatrul de... am investit și pe partea de cultură. Da? Teatrul de Vara Băzilescu este ce se vede.
pentru că acolo sunt... E șantierul deschis. E șantierul deschis și mergem mai departe. E aproape un miracol că am reușit să facem asta, pentru că n-am reușit pentru Teatrul Masca. O să reușim imediat după ce schimbăm consiliul local. Dar la Teatrul Basilescu, unde avem încă câteva luni de mandat și reușim. Trebuie să vă spun că avem pe partea de infrastructură de sport, avem niște proiecte începute care se vor finaliza pentru că contractul e semnat, dar suntem în fază de obține autorizația lor de construire, da? Dar avem un constructor, avem un proiectant și nu se poate întâmpla nimic. Da? Adică banii sunt, contractul este legal, nu este contestat, este... Și pot începe lucrările. Adică primăria este angajată vis-a-vis de acest constructor și acest constructor o să facă lucrările. E vorba de bazinul olimpic media, care este pe poligrafie, este un bazin olimpic, cred că... Bine, unde iarăși a rămas fără finanțare, nu? Un mod ilegal. Un proiectul de... un bugetul care a fost votat și care ne blochează, da? Sunteți bine informată. Păi am citit... Pe această investiție... Sesizările dumneavoastră către prefectură, da, și... Exact. Pe această investiție care are contract semnat, da? Care, în mod normal, lucrările încep într-o lună, au un mod total ilegal, pentru că primăria are fonduri și avem un contract semnat, un mod total ilegal, au alocat zero. Doamna primar, eu am o mare curiozitate, mă rog, și cetățenii probabil că au această curiozitate. De la începutul mandatului, între dumneavoastră și consilierii locali de la PSD și PNL, e un întreg scandal. Cred că au fost ședințe de consiliu local care au durat și 10 ore. Ei vă reproșează că nu știți administrație, că aveți niște interese. Dumneavoastră le reproșați lor la fel că au niște interese și vor să pună mâna pe banul public. Asta nu știam că îmi reproșează că am niște interese, e un tupeu extraordinar. Aha, așa. În sfârșit, au fost diverse afirmații de-a lungul celor 3 ani. De ce e scandalul acesta continuu în Consiliul Local, între ei și dumneavoastră? Pentru că eu nu fac niciun rabat de la principiile mele. Am fost aleasă pe un mandat anticorupție, anticombinații. Nu schimb principiile și îmi respect cuvântul față de cetățeni. Ei destul de repede s-au aliniat cu PSD-ul. Îi spun că nu pot discuta cu dumneavoastră. Beatrice. Să știți că există un dulap, un protocol de colaborare pe care am venit cu mai multe propuneri și de care PNL-ul nu s-a atins niciodată. Adică eu am propus, am și venit cu modificări la acest protocol, dacă își doreau altceva. Ei nu și-au dorit să-l onoreze și să meargă mai departe. Nu uitați că șeful suprem al PNL-ului, domnul Iohannis, a spus că să se oprim Ciuma Roșie și câteva luni mai târziu el s-a dus, adică și-au împărțit puterea cu aceeași Ciuma Roșie. În sectorul 1, cel care a trădat electoratul este același PNL, da? Care s-a dus, care în loc să colaboreze pentru primăria aceasta pe care am promis că o facem pe baze occidentale, da? Fără corupții, fără șmecherii, fără aranjamente, fără, da? Ei nu așa au văzut lucrurile și și au format o majoritate cu PSD. Dar să știți, dacă ei cu PSD-ul ar fi vrut, ar fi putut să facă proiecte, eu aș fi cu mare interes, aș fi implementat niște proiecte votate de ei. Singurul lucru pe care au știut să facă este să blocheze. Acest scandal pe care îl vedeți este o ilustrație la ce au făcut în mod real și concret. Au blocat totul, așa cum fac și acum la Primăria Generală. Este singurul lucru pe care știu să facă
șmecherii, combinații și blocaj. Păi au venit cu, da? Nu știu, puteți să ne dați niște exemple de niște propuneri de neacceptat cu care i-au venit la dumneavoastră? Absolut. Dacă vă uitați la ședințele de Consiliu Local, le identificați imediat. Ei au venit mereu și au și modificat niște proiecte esențiale pentru comunitate pe care le-au scos tot conținutul și au pus un singur articol, să mărim capitalul de la cele două societăți de primărie, ale Consiliului Local. Ale Consiliului Local, da? Adică CET Grivița și compania de investiții. CET Grivița am ajutat ca să funcționeze, nu s-a oprit decât o singură lună, un august, pentru că așa a fost în fiecare an. Bine, de fapt până prin octombrie, dar... Nu. Doar un august s-a oprit pentru, exact cum se face, conform procedurii, pentru revizie, da? Și anunci, CET Grivița este un non-subiect, da? CET Grivița are... Eu acuză că n-ați vrut să dați bani să plătească combustibilul ca să facă apă caldă. Dacă vă uitați concret la ce s-a întâmplat, CET Grivița este o firmă în care mereu băgăm capital, mereu, și dispare acest capital. Din acest motiv este acum, sunt sub anchetă, ce s-a întâmplat cu certificatele verzi, 20 de milioane, ce s-a întâmplat cu fondul de rulment, 20 de milioane. Este o firmă care în fiecare an, Consiliul Local, PSD-PNL, așa erau obișnuiți, se bagă câteva zeci sau sute de milioane de lei, un mod nejustificat, pentru că CET Grivița, pe partea de pe misiunea ei, este o firmă care produce profit, da? Adică banii se duc în altă parte. Și este o firmă care are o impact asupra rețelei de 1% și ceva, adică este neglijabil. Noi ce am propus este să fie comasat cu termoenergetica, ca totul să fie logic din punctul de vedere industrial. Asta lucram, dar avem nevoie de Consiliul Local și pentru asta. Cel mai mare scandal, adică CET Grivița este un mare scandal, da? Sunt niște sume cure de partid care, v-am spus, se face o creștere de capital care se duce în altă parte. Exact același lucru se întâmplă pe la compania de investiții, dar acolo nici măcar n-au nicio justificare industrială. Acolo sunt niște persoane care nu au făcut nicio investiție, nu fac nimic. De fapt, până acum nu aveau niciun inginer. Inginerii care au fost acolo sunt cei pe care i-am adus eu când am în primele zile ale mandatului. Am acest protocol de care vorbesc, de care am vorbit cu PNL-ul, am trecut 200 de milioane de lei de investiții care putea să le facă această companie de investiții. Au refuzat, n-au vrut să facă nimic. Ei preferă niște joburi unde, de fapt, nici nu știu dacă sunt prezenți la job, pentru că s-au mutat. Era un sediu din primărie din Piața Mureș și ca să nu vedem că nu vin la job pentru că am pus cartele în acest sediu, s-au mutat în altă parte plătind o chirie când acolo aveau, erau în premisele primăriei. Da? Atunci, ce face această majoritate? Singurul proiect cu care au venit, da? În rest, nimic, nici o stradă asfaltată, nici o școală, nimic, da? Ei blochează. Singurul proiect este de creștere a creșterea capitalului acestor două firme. Și puteți să observați că este o constantă care vine non-stop. Este obsesia lor, de fapt, pentru că acolo pot să se joace, da? cu banii. Dacă au un capital, pot să se joace. Dar compania de investiții este un scandal public. Nu au produs nimic, nu fac nimic. Și sunt oameni plătiți acolo și care au acces la... achiziții de pe vremea primarului Tudorache, da. Extrem de controversate cu această companie. Sunt și dosare, da, deschise, din câte înțeleg. Așa este. Da. Nebulizatoarele și așa mai departe. Da. Este compania care plătea și bani la, la mass media. Am înțeles. La televizie. Haideți să vorbim un pic despre terasele din Herăstrău. Dumneavoastră ați tot dat amenzi acolo, ați retras și niște autorizații de funcționare, oamenii se plâng de zgomot, mă rog, terasele acelea n-au ce căuta în parc, nu mai vezi apa, lacul de
câte terase sunt. Și se extind, se extind. Și se tot extind și se tot extind. Totuși, eu n-am văzut nicio terasă închisă în Herăstrău. De ce nu reușiți să le închideți sau să faceți ceva cu ele? Bun. În primul rând, Parcul Herăstrău este un administrație al PAB, adică al primăriei generale. Da? Nu este un administrație mea. Și fiind un monument istoric, toate autorizațiile de construire se dau de primăria generală. Singura jurisdicție pe care o am, adică singurul lucru pe care pot să-l fac, este legat de autorizațiile de funcționare. Și atunci, ca să rezolv problema, pe partea asta m-am, adică este ce am folosit, da? Să condiționez mod legal, tot ce spun este conform legii, da? Să condiționez obținerea autorizațiilor de funcționare de autorizație de construire. Bun. Aveți dreptate, sunt multe terase de acolo care nu mai au autorizația de funcționare și funcționează complet ilegal. Da? Cum adică se poate asta? Se poate pentru că legea prevede așa, dacă nu au nicio autorizație de funcționare, eu nu am puterea să închid aceste terase. Ce pot să fac și fac este să procedez la confiscarea veniturilor care sunt realizate în perioada în care a funcționat fără autorizație de funcționare. Și ați făcut asta? Și asta facem. Și cât ați confiscat? Bun. Avem un curs de 20 de milioane, acum probabil de lei, probabil că a crescut. Cum facem acest lucru? Este un proces anevoios, complicat. 20 de milioane de lei? De lei, da. Cum facem asta? Poliția locală se duce la terasa respectivă și constată că funcționează fără autorizația de funcționare și face un proces verbal. Acest proces verbal, bineînțeles că administratorul refuză să-l semneze, refuză să-l primească, trebuie să-l trimitem prin poștă, prin executor. Bun, este contestat în instanță și cu toată nebunia asta durează poate 6 luni, 9 luni. Apoi trebuie să... Aveți un proces de ăsta câștigat în instanță? Le câștigăm în mod sistematic. Pe toate? Pe toate. Apoi, singurul lucru pe care îl fac este să câștige timp. Da? Apoi, al doilea proces verbal, care constată că tot funcționează. Da? Același circ, așa, bun. Toate veniturile care sunt care au fost realizate de această terasă, restaurant, între aceste două procese verbale, conform legii, pot fi confiscate. Ca să procedăm la confiscare, trebuie, în primul rând, poliția economică să vină și să accepte și să calculeze cât au fost aceste venituri. Atunci ne rugăm de ei, la început a fost dificil și acum ei vin mai ușor și fac aceste... În subordinea cui este această poliție economică? Eu cred că e Poliția Națională. Poliția Națională. Bun. Ei cooperează și în sfârșit, adică am fost primul UAT care a trecut prin toate aceste procese și a durat un pic până am reușit să le punem la punct și să avem contribuția, cooperarea tuturor instituțiilor de stat, dar să știți că cu presiuni, cu scrisori, cu așa, asta s-a întâmplat. E un lucru care funcționează. Atunci, poliția economică ia toate... Ok, așa, deci asta și... a doua etapă, al celălalt de-al doilea proces. Bun. Și tot la fel, bun, mergeți în instanță și le... Bineînțeles, asta am trecut de al doilea proces verbal. Da? Acum eram la, între aceste două procese verbale care sunt legale, admise de instanță și așa, calculăm veniturile. Poliția economică face acest lucru și calculează veniturile pe care le-a avut terasa respectivă în perioada în care nu era nu avea autorizația de funcționare. Și apoi trebuie ANAF-ul să sesizeze aceste venituri care au fost calculate. Și aici la fel, au fost niște ANAF-uri care au acceptat, ANAF-uri care au tras de timp și așa mai departe. După ce ANAF-ul se sesizează și acceptă și face confiscarea... Pe ce confiști? Confiști din această... entitate juridică, confiși veniturile. Dacă tu... Dacă, pe aceste venituri sunt în acte? Sunt, nu știu, sunt banii? Sunt în cont? Sau cum se... Este ANAF care se descurcă, dar este o amenințare foarte mare și este o problemă foarte mare pentru acest... Pentru că eu mă uitam pe profiturile acestor firme și am văzut că nu prea au profit.
Aici, ce pot să vă spun este că în momentul în care ANAF se implică și face asta, aceste firme în general închid. Da? Atunci reușim să mergem până la capăt. Problema pe care o avem este că se deschid alte firme care fac același lucru. Da? E un război dificil pe care îl ducem. Dacă nu e vorba de parcul restaurant, e foarte dificil pentru că un privat poate să închirieze restaurantul la o firmă și apoi la o altă firmă. Da? Avem restaurante care sunt foarte zgomotoase, unde în fiecare weekend este o altă firmă pentru a evita sistemul de confiscare pe care vi l-am descris. În parcul Herestro, lucrurile stau un pic mai bine pentru că aceste terase au un contract de concesionare pe un anumit nume, da? Cu Alpab. Și atunci, dacă firma aceasta nu mai poate să opereze pentru că are conturile poprite de ANAF, în mod normal nu poate să vină altă firmă. Acum suntem într-o situație juridică unde ne asigurăm că Alpab, că firma care are contractul de concesionare cu Alpab nu poate să subînchirieze la o altă firmă. Adică suntem într-un proces juridic pentru a împiedica aceste firme de a continua să opereze niște terase când nu au autorizația de construcție. Câte firme, câte terase din Herăstrău nu au autorizație de funcționare? Aveți cumva un inventar? Da. Bineînțeles, avem inventar, știm exact despre care vorbim. Care nu au autorizație, cred că la ora actuală sunt 5. Doar 5. 5, dar se poate că acum suntem la... Între 5 și 9. Da, între 5 și 9. Ok, și mai spuneți-mi o dată, ca să fiu sigură că am înțeles corect informația. Deci spuneați că ați confiscat 20 de milioane de lei. Sunt în curs de confiscare la ANAF. Sunt în curs de confiscare la ANAF. Da. Nu ați luat la propriu banii, dar din ce ați dat dumneavoastră amenzi și prin procesele astea verbale, ați încasat vreun ban? Bineînțeles, încasăm amenzile, nu pot să vă spun exact, dar sunt zeci, sute de mii de lei care sunt încasate, dar acești din veniturile provenite în perioada amenzi. În care s-a funcționat fără autorizație de funcționare. Amenzi, da? Vorbesc de amenzi acum. Adică sunt poliția locală, dar amenzi. Confiscarea veniturilor este făcută de ANAF. Deci nu aveți voi, voi doar ați făcut procedura. Noi facem procedura, apoi este ANAF care, se ocupă de asta. În rest, doar amenzile pentru zgomot și pentru funcționarea fără autorizație. Exact. Problema pe care o avem, de ce aceste terase nu funcționează? Bun, pentru că au depășit nivelul de zgomot acceptabil. Știți că după ora 23 nu au voie să funcționeze un parcurs și acum am implementat asta peste tot, o autorizație de funcționare precizează asta foarte clar și așa mai departe. Problema pe care au aceste terase un parc este că nu au autorizație de construire. Da. Aici este problema. Și fără autorizație de construire, n-ai cum să obții autorizația de funcționare. Doar 5 sau 9 sunt pentru că sincer, numai noi cred că am sesizat. Nu, sunt două cazuri în care nu dăm autorizația de funcționare. Intrăm în... sunteți tare în administrația publică și acum o să fiți și mai tare că intrăm în niște detalii. Da. Sau pentru că de trei ori nu ți-ai respectat autorizația de funcționare pe care ai avut-o, pentru că ai făcut zgomot mai târziu, sau pentru că nu poți să obții pentru că n-ai autorizație de construire. Da? Sunt cele două probleme majore. Și atunci, în Herăstrău, avem cazuri unde nu au autorizația de construire, s-au extins, n-au avut dreptul să se extindă și nu au, și atunci nu vor obține niciodată autorizația de funcționare și sunt cazurile unde nu și-au respectat autorizația de funcționare pe care au avut-o, au făcut prea mult zgomot și după 3-6 ore, noi sistem o lună în general, apoi dacă tot funcționează. Și câte ori restaurante le-ați sesizat autorizația de funcționare până acum în Herăstrău? În Herăstrău suntem tot timpul și facem nu pot să vă spun un număr, pentru că sunt autorizații, sunt terase care au fost sistate o lună, care au înțeles, au respectat, da? Adică fiecare este un caz diferit. Am înțeles. Dar eu am înțeles că au existat și cazuri în care dumneavoastră ați sistat autorizația de funcționare și s-au dus în instanță și au contestat și în timpul ăsta au funcționat.
Așa este, sunt aceste procese verbale de care vorbeam, care ele sunt contestate în mod sistematic, faptul că nu am dat autorizația de funcționare, nu știu, dar probabil că au contestat și lucrul acesta. Dar în general e atât de clar încât, da, pot să câștige timp, dar n-au voie să funcționeze dacă noi nu am dat autorizația de funcționare. Ar putea fi îmbunătățită legislația asta în acest domeniu încât să nu mai avem situații din astea în care pur și simplu nu ai ce să faci în situația asta. Ce ar trebui făcut? Ar trebui să avem puterea să pur și simplu să închidem, să nu permitem accesul restaurantele, un terasele care nu au autorizația de funcționare. Adică dacă suntem sesizați și este un pericol adevărat, atenție, autorizația de funcționare include și autorizația ISU. Da. Da? Adică noi suntem în situația în care știm că o terasă nu are autorizația de funcționare, noi nu le-am dat permis să funcționeze. Uitați, nu vreau să reamintesc de un caz dramatic, da. Spunem că această terasă are o pivniță în care pe autorizație au voie să fie 20 de oameni acolo și noi nu au autorizație, nu ar trebui să funcționeze. Noi sesizăm un jur și poliția municipală și poliția națională, dar nu avem voie să prin forță să împiedicăm accesul în aceste, clădiri, știi, sau terase. Atunci este o problemă. Funcționează, da, pe proprie răspundere. Funcționează pe proprie răspundere, dar cum poți să răspunzi? Nu știu acest lucru, cei care se duc în aceste terase. Poate legea ar trebui să ne permită să scriem un mare pe fațadă sau pe ușă. Atenție, acest local funcționează fără autorizație. Trebuie să venim cu o propunere legislativă în acest caz. Știți cât de puternice sunt aceste terase și localuri? Câte presiuni am primit? Adică e un război foarte dificil. Va amenința cineva? Cu ce? E o presiune prin faptul că nu cu o aroganță greu de descris, ei nu le pasă deloc de faptul că nu le dăm autorizația, da? Tratează cu mare dispreț tot procesul. Persoane care vin să-mi spună că nu este o idee bună să încerc să rezolv problema asta, că acolo sunt niște oameni puternici care dețin aceste terase și este un război care îmi va atrage doar probleme și niciun fel de beneficiu. Da, există aceste... Știu că pe terase numai noi am sesizat apropo de acești oameni. Țin minte că eram însărcinată, foarte însărcinată, trebuia să nasc și cineva m-a fugărit pe acolo prin parc pentru că am îndrăznit să fac poze cum construiau ilegal o terasă fără nicio autorizație. Da, înțeleg că acolo s-a deschis un dosar penal. Întrebarea mea este că și poliția locală știu că a sesizat foarte multe cazuri. S-a întâmplat ceva cu aceste dosare unde s-au construit ilegal în parcul Herăstrău, monument istoric, adică au avut vreo finalitate, pentru că, din ce știu eu, sunt în continuare în cercetare de mulți ani. Da. Știți foarte bine că în sectorul 1, ca în toate sectoarele din București, există două zone. Zonele protejate și zonele care nu sunt protejate. Zonele care nu sunt protejate sunt în jurisdicția mea, știu ce se întâmplă, știu fiecare dosar așa. Zonele protejate, da, și monumentele istorice nu sunt în jurisdicția mea, nu știu ce se întâmplă acolo. Pot, cum am explicat mai devreme, doar prin ușa autorizațiilor de funcționare. Dacă n-au autorizație de funcționare, eu ca primar pot să spun că mi-am făcut datoria în sensul că am menționat atenție, acolo nu e ok. Dar trebuie să facem mai mult. Da. Poliția locală care este acolo în fiecare weekend își face datoria. Dar trebuie să reușim ca oamenii să știe. Cum spuneți, a fost multă publicitate și sper că oamenii au aflat și sper că... Da, din păcate sunt pline
Merdeți prin Parul Herăstrău, nu la terasă, ci ca saler, dar văd că au o mulțime de clienți și nu cred că se pune problema că rămân fără client. Haideți să trecem un pic la Romprest. La începutul mandatului ați refuzat să plătiți o parte din facturile către Romprest, motivând că au fost emise ilegal. Cei de la Romprest v-au dat în judecată și v-au cerut niște daune, adică au cerut plata facturilor în instanță și penalități pentru perioada în care nu au fost plătite. Ce s-a întâmplat cu aceste procese? Cât ați câștigat, cât ați pierdut și ce trebuie să plătiți către Romprest? Da. Cred că problema trebuie pusă un pic altfel. La ora actuală avem două procese majore cu firma de salubritate. Una pe în care s-a evaluat un prejudiciu de 1 miliard de lei. Da? Este la DNA. Noi. Prejudiciul a fost mai întâi evaluat de Ministerul Finanțelor, care a venit să facă un audit. Da? Asta a fost la început de tot în acest mandat, la început de tot, cum era domnul Cuțu. Da? Au venit să facă audit și au descoperit un prejudiciu enorm de sute de milioane de lei și apoi a venit DNA și a făcut, au evaluat și ei și prejudiciul evaluat de ei este de 1 miliard de lei și este un curs de expertiză. Da? Și în paralel avem acest proces pentru rezilierea contractului. 1 miliard de lei, da? E un prejudiciu record. Expertii acum verifică, calculează, pentru noi este important. E o anchetă în curs, bănuiesc, dacă este e prejudiciu deja. Este anchetă în curs. Da? În ce stadiu dosarul? Nu știu, a fost trimis cineva în judecată sau e nu, este expertiza la ora actuală. Este destul de complicat pentru că trebuie să evalueze de fiecare dată când s-au mărit tarifele, când s-au făcut aceste frecvențe care erau o parte fictive, trebuie să evalueze cât de fapt s-a furat prin acest contract. Da? Ok, și asta este ancheta penală. Asta este ancheta penală și bineînțeles că pentru noi contează foarte mult pentru că e vorba de bugetul sectorului, dar mai ales e vorba de firma care face salubritatea la noi. Faptul că noi acum avem niște experți care sunt pe teren, care verifică, ne ajută mult și într-un fel avem un raport de putere care s-a stabilit, care este corect. Da? Trebuie să vă imaginați că înainte să vin, firma care era firma de salubritate este cea care era stăpân. Era stăpânul la casei, da? În primărie. Ea dicta tot ce se întâmplă în primărie, da? Pentru că era extrem de puternică. Nu este bine pentru cetățeni momentul în care cel care dictează ce se întâmplă în primărie nu este primarul, ci este o firmă care are interese, care e dictată de profit și așa mai departe. Da? Mai ales când e vorba de salubritate. Între salubritate înseamnă poluare, înseamnă interes public, puternic. Adică aceste decizii despre sănătate publică și despre tot ce se întâmplă pe partea asta trebuie să fie luate de autoritatea locală, nu de o firmă puternică. Mai departe, spuneți-mi ce s-a întâmplat totuși cu litigiile acestea, pentru că se cereau și acolo niște sume uriașe, nu știu, peste, cred că 150 de milioane de lei, dacă nu mă înșel, pentru facturile neplătite. E vorba de facturile acestea, n-au bon de comandă, n-au nimic, adică sunt niște facturi care nu sunt recunoscute de aparat, da? Nu doar de mine, de aparatul primăriei. Da? Sunt niște facturi care au apărut între cele, la sfârșitul mandatului trecut, așa, ca un cadou de adio. Da. Care era valoarea acestor facturi? Era de 100 de milioane. Da. 100 de milioane. Ce s-a întâmplat cu litigiile? Fără buget, am uitat să spun, fără comenzi, fără buget, fără nimic, adică au apărut așa. Dumneavoastră care știți administrația publică, știți cât de greu este să facturezi, trebuie să ai credite bugetare, trebuie să ai comenzi, trebuie să ai recepție, trebuie să ai de toate. Da? Bun. Statutul lor este... Ați pierdut un proces? L-ați câștigat? Nu am pierdut niciun proces. A reușit cred că o clădire, un spațiu, de fapt spațiul din Odăi. Nu știu dacă îl știți, este spațiu... Unde era adăpostul pentru câini?
Nu, la Udăi avem și locuințe sociale și este un spațiu de clădire acolo care este, pe care firma a reușit să-l execute. Dar exact. Sunt sentințe definitive. Afară de asta nu s-a întâmplat nimic. Dacă nu, reușit nu, să execute, ca dumneavoastră să plătiți, prin care instanța vă obligă să plătiți facturile respective. Nu. Și nu cred că se va întâmpla acest lucru până când dosarul principal va fi judecat. Ok. Mai am o întrebare tot legată de Romprest. La începutul mandatului tot așa, ați redus prestațiile la jumătate. Dumneavoastră spuneați că nu este justificat să plătiți atât de mult către Romprest. Nu e vorba de plată, da. Păi ba da, pentru că dumneavoastră plătiți niște, mă rog, plătiți fiecare prestație a Romprest, că rigolește un coș de gunoi, că dă cu mătura pe o stradă și așa. Și dumneavoastră spuneați că acestea sunt prea dese sau prea... și le-ați redus atunci ca să reduceți costurile aferente contractului. Da, oamenii trebuie să știe că noi suntem gata să plătim tot ce trebuie ca să fie curat în sectorul 1 și asta facem. Da? Plătim tot ce trebuie ca să fie curat. De ce le-ați redus? Ce nu suntem gata să plătim este ce nu trebuie. În sensul că nu vrem să plătim frecvențe fictive, nu vrem să plătim servicii care nu se prestează. Asta nu plătim. Dar noi avem un buget suficient ca să plătim în mod corect o firmă care are o relație corectă cu primărie. Adică erau trecute în contract mai multe prestații decât era nevoie? Erau trecute în contract mai multe prestații decât se facea în mod real. Am înțeles. Ok. Să trecem un pic să discutăm despre imobiliare. În sectorul 1 este o presiune imobiliară uriașă, fiind cel mai scump sector al capitalei din punct de vedere al locuințelor și al dezvoltărilor urbane. Cum a fost lupta cu rechinii imobiliari după ce ți-a ajuns primar? Pentru că acolo era acel puz al sectorului 1 care a fost abandonat până la urmă. Acolo... Da, era vorba de un puz care densifica enorm sectorul, toate spațiile cu case puteau să fie construite cu blocuri, spațiile verzi erau foarte reduse. Era un pus care permitea o densificare, nu mai știu cifra exactă, dar cred că de 5-6 ori. Adică în aceeași suprafață să avem de 5-6 ori mai mulți locuitori decât acum. Oamenii nu vor asta. Să nu uităm că orașul le aparține oamenilor. Da? Oamenii nu vor. Vor să-și păstreze căsuța din București noi, din Dămăroaia, le place să aibă o casă cu o curte, își doresc asta. De fapt, se duc departe de București pentru a avea acest standing nivel de viață, de trăi. Da? Oamenii nu-și doresc. Era un pus care era făcut complet abuziv și care nu respecta dorința oamenilor. Da? Care nu doresc să fie mai puține spații verzi și să fie doar blocuri, de fapt. Despre asta e vorba. Da? Și blocuri între blocuri. Bun. Da, am reușit pe vremea când eram consilier local. Da? Acest pus a fost atacat și am câștigat și nu s-a mai implementat. Este singurul pus. Bun, la ora actuală, noi dăm autorizații de construire conform pugului, da? Merge foarte bine, este rezonabil, da? Unde sunt blocuri rezonabile, cu un nivel de înălțime rezonabil, un jur, oamenii pot să facă ceva care corespunde cu situația urbanistică locală, unde sunt case și pugul prevede doar case primesc autorizație de construire, adică clădiri unifamiliale. Ați recuperat vreun prejudiciu pentru parcările fictive? Că ați ieșit la un moment dat și ați spus că sunt investitori imobiliari care au spus că au făcut locurile de parcare cerute de legislație, da? Cerute prin autorizația de construire, doar că la final acestea nu existau sau existau mult mai puține decât trebuia. Dar știți cum este, nu? Adică majoritatea parcărilor din blocuri se făceau prin sistemul Claus. Sistemul Claus este un sistem cu lift care, de fapt, ai o mașină jos și o mașină sus un lift. Ca să scoți mașina sus, trebuie să scoți mașina jos, să cobori liftul și... Bun. Acest sistem Claus permite oficial
să spui că ai de două ori mai multe locuri de parcare decât ai real, pentru că, de fapt, aceste sisteme Claus sunt, erau închiriate în momentul recepției pentru două săptămâni, trei săptămâni, nici măcar nu erau puse în funcțiune, erau așa, pentru poză, ca să spun așa, și după ce s-a terminat recepția, erau scoase. Am vizitat eu personal niște ansambluri rezidențiale unde erau aceste clausuri puse acolo, nu funcționau. Adică nu era, nu aveau electricitate, nu aveau nimic, era dar așa. Ca și totuși, oamenii aceia unde parcau? Nu am acceptat recepția. Am înțeles. Și în acest caz și în toate celelalte cazuri, operatorul imobiliar, adică firma imobiliară, a fost obligată să identifice unde să creeze numărul de locuri de parcare care trebuie. Pe terenurile vecine? Da. Au folosit terenul care era pentru o altă dezvoltare și au fost obligați să sacrifice aceste terenuri. Ok, dar acolo unde s-a semnat recepția și parcările au dispărut? Unde s-a semnat recepția și parcările au dispărut, ajungem un pic prea târziu, ca să spun așa. Deci n-ați putut recupera? Era un lege prevăzut timp de 3 ani penalitatea de 10.000 de lei pe loc de parcare lipsă. Nu mai știu dacă 10.000 de lei sau 10.000 de euro. 10.000 de euro pe loc de parcare, da, parcare lipsă. Pe loc de parcare. Peste tot unde am putut, unde nu a fost prescris, am facturat. Da? Și ați încasat vreun ban? Asta trebuie să verific, dar presupun că da. Știți că dificultatea este să identific, pentru că cel care a făcut asta a fost investitorul imobiliar care poate nu mai există. Trebuie să verific, n-am cifra aici cu mine, ce am putut să încasăm. Dar peste tot unde am putut, am mers mai departe în acest demers. Da? La ora actuală nu mai admitem parcările Claus, ca să nu mai fie tentația să facă acest lucru. Publicitatea stradală ilegală din București este una dintre afacerile care alimentează cu bani anumiți oameni de afaceri, unii în strânsă legătură cu politicul. Lucrul ăsta se întâmplă de zeci de ani. Da. Mă rog, nu s-a schimbat mare lucru. Dumneavoastră, când ați venit, l-ați declarat cel puțin la nivel declarativ în aparițiile publice, l-ați declarat război. A zis că demolați panourile ilegale. Câte panouri amplasate ilegal ați demolat în acest mandat? Eu cred că suntem între 300 și 600 de panouri demolate. Dificultatea pe care o întâlnim e următoarea. Nu sunt pe domeniul public administrat de noi. Da? În momentul în care sunt în zone protejate și nu putem să facem nimic și în momentul în care sunt pe bulevardele gestionate de administrația străzilor, nici acolo nu putem, trebuie să fie PNB-ul care se ocupă. Pe aceste bulevarde ne ocupăm de spații verzi, da? Spațiile verzi din Bulevardul Aviatorilor, Chiselef, Poligrafiei, sunt toate gestionate de noi, se sunt frumoase. Ne ocupăm de salubritate, dar nu putem noi să reproiectăm aceste bulevarde și nu putem noi să ne ocupăm de acest mobilier urban ilegal. Da? Este o mare problemă, pentru că legea spune clar că nu ai voie să ai panouri în intersecții, da? Și intersecțiile noastre sunt nu numai extrem de urâte, dar sunt și periculoase. Știți că siguranța rutieră este un mare subiect în București. Dacă orașul nostru este cea mai sigură capitală pe partea de criminalitate, unde nu prea sunt crime, în comparație cu alte capitale. Da? Pe trafic, da? Suntem pe ultimul loc la siguranța rutieră. Avem peste 40 de pietoni omorâți în fiecare an și sunt în 90% din cazuri sunt copii și copii și... Păi bine, asta pentru că poliția nu-și face treaba și poliția locală și poliția generală. Deci este crimă să parchezi la 25 de metri înainte de trecerea de pietoni, pentru că nu vezi pietonul când trece strada și te trezești ca șofer cu el în față. Eu n-am văzut pe nimeni dând amenzi pentru mașinile parcate, inclusiv pe trecerea de pietoni. Dacă spuneți asta, sunt mulți oameni care vor protesta pentru că dăm foarte multe amenzi. Multe amenzi pentru la mașini care sunt parcate pe trecerea de pieton, dar și înainte de trecerea de pieton. Câte amenzi asta? Dăm de 10. Și n-ar trebui să mă laud cu asta, pentru că sunt oameni care
primesc amenzi care sunt abuzive, da? Nu pună în pericol neapărat pe cineva. Dar vedeți, în momentul în care suntem în război împotriva mașinilor parcate în mod nesimțit, sunt și niște victime colaterale, ca să spun asta. Dar în medie dăm de 10 ori mai mult amenzi decât pe mandatul precedent, pentru că siguranța totuși rutieră este un subiect arzător. Da? Revenind la panourile publicitare, deci ați spus că ați demolat între 300 și 600. Da. Da. Cum a fost? Adică simplu v-ați dus, ați luat panoul de acolo, l-ați casat, nu știu, au fost litigi în instanță, ce s-a întâmplat? Da, bineînțeles că sunt și litigi în instanță. Sunt 14 colegi funcționari publici de la primărie care au fost hărțuiți de Euromedia. Cu 70 de panouri de la Euromedia care au fost scoase și au primit 70, au fost hărțuiți cu 70 de dosare. Da? Adică e o intimidare, o încercare de intimidare foarte dură. Sunt funcționari publici care și pur și simplu și-au făcut datoria și polițiști și persoane de la angajați de la ADP și s-au regăsit cu niște dosare penale de la o firmă puternică. Pentru ce? Abuz în serviciu? Sau? Pentru abuz în serviciu, da. Această firmă nu e frică de nimic și de nimeni și să procedeze așa când este clar că este instituția care ți-a scos panoul, nu este un simplu funcționar public sau un angajat al ADP, este o dovadă de o mare ticăloșie. Pentru că mai avem foarte, foarte puțin timp, o să vă rog ca la următoarele trei întrebări să răspundeți foarte pe scurt. Promenada Verde, poate cel mai important și mai vizibil proiect al dumneavoastră din campania electorală, a rămas deocamdată pe hârtie. Ce s-a întâmplat? De ce nu avem, de ce nu e gata, ca să zic așa, și ce ați făcut până acum? Da, nu este pe hârtie. Să știți că am defrișat și am dat accesul în multe locații, adică oamenii acum văd că există un lac, că este un loc de recreare. Această promenadă verde este un lucru. E foarte multă muncă pentru a recupera zona de protecție a apelor care a fost ocupată abuziv, care a fost cadastrată abuziv. Este un întreg proces juridic și pe partea cadastrală și lucrăm la asta, dar da, ia timp pentru a recupera un teren, un domeniu public, ia timp. În plus, avem un curs studiu de fezabilitate pentru reabilitarea malurilor care nu au fost reabilitate de când au fost construite. Studiul de fezabilitate este pe final, da? După ce avem acest studiu de fezabilitate pentru, da? 44 de kilometri. Foarte mult. Da? O să putem să trecem la proiectare și realizarea când lor. Când va începe acest proiect? În șantier. Studiul de fezabilitate. Când va începe șantierul? Șantierul ar putea să înceapă aproximativ un an dacă avem votul în Consiliul Local imediat. Da, o să avem o majoritate, vor vota și o să putem să lansăm licitația. Și apoi avem un curs, puzzle, pentru că nu numai trebuie să ai juridic terenul, adică să fie al tău. Nu numai trebuie să ai niște maluri reabilitate, dar trebuie și să ai planul urbanistic care spune unde vei putea să faci un restaurant, unde vei putea să pui o bază sportivă, unde va fi accesele. Și acest puz este un curs, sunt cetățenii de acolo care discută acum cu firma care se ocupă de acest puz. Drumul prin pădure spre Greenfield. Sunteți pentru sau împotriva acestui drum? Ma trebuie un drum acolo. Prin pădure. Trebuie un drum pe pădure, așa cum a fost și până acum. Nu uitați că cel care l-a închis este Rom Silva, un mod, da, a închis acest drum. Păi era forestier. E foarte bine, sunt foarte multe comune în România care sunt accesate prin un drum forestier, așa cum este și în Franța și peste tot. Drumul forestier garantează un anumit statut, da, este sub protecția Rom Silva, dar e evident că sunt multe sate care au acces. Ce înțelegeți dumneavoastră printr-un drum prin pădurea Băneasa? Cum să arate acest drum? În primul rând, trebuie să știți că aici îmi depășesc complet atribuțiile. Da? N-am atribuții pe asta. Nu adică este... credeți că e un drum asfaltat, un drum cu două benzi pe sens, un drum cu o bandă pe sens? Cum eu pot să spun tot ce vreau. Nu sunt cea care decide. Da? În momentul în care e vorba de
urbanism, da? Cel care face regulile, cel care alege dacă un drum este de interes public sau nu, este Primăria Generală. Noi aplicăm regulile de urbanism. Puzurile sunt la fel. Sunt, domnul Nicușordan este împotriva acestui drum prin pădure. Mă rog, la fel și specialiștii pe mediu. Ce am vrut să vă spun este că acum îmi dau cu părerea, dar nu este responsabilitatea mea. Eu cred că nu e corect faptul că Rom Silva a închis acest drum. Are perfect dreptate să aibă un drum forestier care este drum de acces pentru comunitatea de acolo. E o pădure, dar este o pădure care trebuie drumul în această pădure. Da? Și este primar, investitorul de acolo a construit un oraș în câmp. Uh-huh. Accesul la acest în oraș făcându-se printr-un drum cu o bandă pe sens, respectiv Alea Teișani. Așa este. Adică este corect ca noi acum să facem un drum prin pădure pentru că acest investitor nu și-a luat măsurile ca să asigure accesul în cartierul pe care l-a construit? Eu n-am spus asta. Eu am spus că, în primul rând, eu n-am dat autorizațiile pentru acest oraș. Da? Dar la vechea administrație, domnul Tudorache, da. Bun, trebuie toate accesele care sunt prevăzute când s-a dat autorizația trebuie realizate. Da? Am insistat foarte mult și am obținut atunci ca investitorul imobiliar să ne lase o, nu știu dacă aveam mințit, eram consilier local, am obținut o garanție, aveam scrisoarea operatorului imobiliar, o scrisoare unde ne lasa o garanție că, de 2 milioane de euro că face aceste drumuri. Bun, erau, puteți să spuneți doar 2 milioane de euro, dar era deja 2 milioane de euro, o garanție. El era gata să ne pună un contur, un conturile primie sau la un agent, niște bani ca să garanteze că va face aceste... Nu e niciun alt acces, a rămas aceeași poveste de... Între timp s-au mai construit mii de apartamente acolo și au rămas cu același lucru, cu o bandă pe sens pe Alea Teișan, deci nu știu cine e de bună credință. Eu cred că trebuie, într-adevăr, toată lumea să lucreze aici. Din păcate, primăria sectorului 1 nu prea, în afară de a construi o școală, o creșă, grădiniță, școală, ceea ce facem, da? Cum v-am explicat la început, am alocat un buget de 50 de milioane de lei și n-am pierdut o secundă pentru această... pentru acest proiect, da? Și care va îmbunătăți enorm situația. În afară de asta, eu mereu am spus ce vă spun, trebuie un acces, un drum forestier mi se pare metoda cea mai bună pentru a garanta că nu se va distruge pădurea, dar totuși oamenii care locuiesc acolo au acces. Acest acces poate fi restricționat, să fie doar în anumite ore unde au nevoie, să nu fie un weekend când situația e mai bună. Adică trebuie discutat. Dar este o comunitate acolo, comunitatea de acolo are niște nevoi care trebuie ascultate și în același timp trebuie pădura să fie protejată. Eu nu cred că aceste două obiective sunt incompatibile, cred că cu bună credință din partea tuturor, dacă n-ar fi niște interese ascunse, cred că pot fi găsite soluții. Ultima întrebare. De ce vreți un nou mandat de primar al sectorului 1 și dacă dumneavoastră credeți că veți câștiga? Da, voi câștiga. Problema nu este să câștig eu, pentru că asta cred că este ce se va întâmpla. Problema este să am o majoritate în Consiliul Local. Da? Dați-mi majoritatea în Consiliul Local. Sunt multe proiecte care sunt pregătite. Eu vorbesc de aici de proiectele de termoficarea de la soare, de reabilitare de lifturi, de prize electrice, de străzi, am vorbit despre ele, de reabilitare de blocuri. Aceste proiecte sunt pregătite și nu sunt votate. Da? Oamenii nu își dau seama, dar este revoltător să știi că un consiliu local, care în mod normal ar trebui să aibă ca prioritate interesul cetățenilor, mențin niște blocuri nereabilitate, nici seismic, acum putem să reabilităm seismic, nici termic, doar pentru niște interese politicianiste. S-a trecut de mult de linia roșie. Da? Luptele politice sunt normale. Cel care are cea mai bună viziune, cel mai bun proiect, ok, să implementeze dacă are votul cetățenilor, dar nu e ok cum sunt blocate cum sunt blocate proiecte de bază doar pentru niște
interese doar pentru a pune presiune pe niște combinații. Doamna primar, vă mulțumesc foarte mult că ați venit astăzi în studioul Hot News. O zi frumoasă să aveți. La revedere! Mulțumesc.